Așa? Nu știu? Saramur? Nu. Polițiștii de frontieră mehedințeni au oprit la un control în localitatea Jvinița un autoturism despre al cărui conducător aveau date că se ocupă cu activități de comercializare a peștelui fără a poseda autorizații legale. La controlul autovehiculului aparținând unui cetățean în vârstă de 26 de ani care era însoțit de alt cetățean în vârstă de 31 de ani, ambii din localitatea Jvinița, polițiștii de frontieră au depistat în portbagajul acestuia cantitatea de 90 de kg de pește din speciile fitofag, șalău și plătică. Peștele depozitat în saci de rafie era transportat în condiții improprii, iar cei doi jvinițeni nu posedau documente legale de transport și de proveniență a mărfii. În urma cercetărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că, deși erau pescari autorizați, nu au înregistrat cantitatea de pește prinsă din fluviul Dunărea. Și cum activitatea de comercializare ilegală a peștelui constituie infracțiune, polițiștii de frontieră le-au întocmit celor doi jvinițeni dosar penal. Cei doi cetățeni din Jvinița sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere, comercializare și transport a unei cantități de pește fără a poseda documente legale. Cantitatea de pește a fost confiscată și predată unei societăți comerciale autorizate. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, cei doi frați riscă o sancțiune penală cu amendă cuprinsă între 150 și 10.000 de lei și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă între 1 și 3 ani de zile.